fiecare echipă are niște povești aparte cu patronilor. Mă refer în special la echipele de tradiție. Povestește-ne un episod amuzant cu Adrian Mititelu. Presupun că sunt zeci de astfel de episoade. Dacă poți să ne povestești, văd că deja râzi. Ne-ai strânit curiozitatea. Păi râd că dintre toți fotbaliștii de acolo, e normal, vorbesc cu aproape, nu cu aproape toți, dar majoritatea. V-am spus, am crescut împreună acolo, am fost toți băgați în hotelul din Lunca Jiului, ne simțeam foarte bine, puteam să locuim și în apartamente, dar eram fericiți acolo. Și țin minte că dintre toți am rămas foarte bun prieten și relația mea apropiată este cu Mihai Costea. Și țin minte că l-a altoit puțin că nu-și reparase dinții. Domnul Mititelu pe Mihai Costea? Da, da, da. Și Mihai avea un metru, cum l-a altoit? Nu știu cum, dar 1,80 m înalt și domnul Mitelu a venit și a început să-l împingă pe acolo prin vestiar. Când mi-amintesc, îmi dau lacrimile de râs. Mihăiță. Dar a fost ceva care să degenereze în mai mult? Nu, el ținea foarte mult la jucători. El vrea ca jucătorii lui să nu plece niciodată, să rămână acolo mereu, să fie o echipă frumoasă, să fie... El nu a vrut să dea jucătorii. Florin Costea a avut o ofertă foarte mare. Mi-aduc aminte, cred, și nu mă înșel, că a fost o ofertă de 6 milioane la FC Köln. Nu se mai întâlnise până atunci așa ceva și... Vă dați seama că și pentru Florin a fost greu, după aia și-a domnul Adrian Mitelu să piardă totul într-o secundă, având oferte mari pe jucători. El era foarte apropiat, ne vroia binele. Pe Mihai îl certa că nu-și reparase dinții, vă dați seama. Numai un părinte poate să aibă așa mare grijă de copilul lui.